dacă și-au achiziționat sau au construit o casă într-un mediu nefavorabil, variante foarte simplu te emoții. Oglinda în dormitor chiar se recomandă când ești tânăr. <laughs> Bună seara! Am înțeles că pentru prosperitate se pot pune șase păsări ce zboară. Întrebarea este să zboare spre exterior sau interior. La întrebarea asta m-am dat singur afară din grup. Dar mă deranjează la casele și apartamentele din România, și în special mă raportez foarte mult la București, că aici l-am studiat cel mai mult, și dacă ne uităm de sus, nu, are, nu există nicio logică în felul cum sunt așezate blocurile. Sunt absolut haotic, pentru că se maximizează fiecare metru pătrat de pământ, și de foarte multe ori, mai ales la blocuri, nu prea ce să faci. De multe ori la un feng și la un apartament mai mult constați decât poți să muți, pentru că la un bloc ce poți să faci într-o casă când mediul este. Exteriorul este ostil. să-i doar un pat este, nu este suficient de multe ori. Și de multe ori la blocuri doar constatăm, nu prea putem să schimbăm. Pe când la case da, dar modul haotic mă deranjează pentru că nu interesează pe nimeni acest aspect. Absolut pe nimeni. Nici cartierele noi care se construiesc, forma irregulată a caselor este absolut incredibil. Cum, diferența între noi și dacă ne uităm oriunde, în Europa sau chiar și peste ocean, există o linie de case la noi, este unde am prins acolo, fac o casă. Și pe aia mă întreb de ce suntem cum suntem. La un moment dat am învățat-o pe domnișoară, tot mergea, tot avea niște, să spunem, eșua foarte mult relațiile cu bărbații și începuse să meargă pe o platformă de, de dating. Și tot îmi spunea că întâlnea fel și fel de situații, fel și fel de barbați care la început fiecare încerca să se vândă cât mai bine și la sfârșit erau, mă rog, ceea ce nu -și dorea. Și am învățat-o cum să se uite pe anumite chestii la față, să vadă uite, exact, să-ți dai seama de niște trăsături și să înțelegi exact de la început cum funcționează. Și după care îți mai scrie că tu mesa seara, uite, am văzut trăsătura asta, trăsătura asta, uite, l-am văzut aici, ce facem, cum facem și așa, și te uit și nu înțelegi nimic, zic, cum la ora e să scrie așa ceva cu ce te ajută, pentru că aia oricum nu este tot. Este doar o informație care, mă rog, s ca să zic așa, și da. Cea mai, mare, cea mai mare greșeală pe care o văd la noi în țară, când se operează la nas. Și nu că te operează la nas, ci e ceea ce îi face, îl subțiază foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult. Și nasul ține, în primul rând, ține de, uite că mi-am amintit acum ceva, ține, și o să fac o asociere frumoasă, ține de caracter, ține de personalitatea ta stima de sine. Și ai să vezi, uite, că avem două asocieri foarte interesante. Ai văzut când eram copii și ne uitam la desene animate, cum arătau vrăjitoarele? Tot timpul aveau neci pe nas, aveau chestii. Deci tot timpul nasul arăta un caracter, dar avea nasul strâmb, avea nu știu cum. Și mai era un personaj de sine animate. Când mințeai, creștea nasul. Corect? <laughs> ei, aici este un din greșile care, care afectează relația. Apropo, afectează foarte mult relația la o, la o femeie. Când își subțiază foarte mult nasul, când își subțiază nasul foarte mult, își creează un pod, atunci există o... Îi scade foarte mult încrederea în ea, nu mai are atât de mult încrederea în crederea și prin rezonanță atrage un tipar de bărbat care să nu respecte la adevărată valoare. Ce mă deranjează cel mai mult când mă sună la 12, noaptea 11, că am avut și la 1 dimineața, de exemplu, telefon, evident n-am răspuns nu înțeleg cu ce le pot ajuta la aia, n-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Am, 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 avut situații în care am avut telefon repetat și în momentul când le-am întâlnit, le-am explicat printr-o aluzie foarte subtilă că eu oricum nu pot să te ajut cu nimic la ora aia, n-am ce să fac, în afară de să spună informații care oricum nu schimbă cu nimic situația de momentul respectiv, nu te pot ajuta, nu pot să bat din palme, nu pot să-ți dau ceva să schimb pe loc sub, sub, nicio formă. Dar panica lui din momentul ăla te șochează efectiv când vezi că te sună la ora și, și spui și după nu știu cât timp te treci iar cu un telefon la ora și nu mai înțelegi nimic. Nu înțelegi cum este posibil așa ceva. Da, da, foarte mult. uite, ai să vezi o chestie peste tot unde vezi pe, pe casă iederă. De nu pe gar pe casă, efectiv pe o casă îmbrăcată în iederă, ai să vezi că sunt oameni singuri sau bolnavi, fără excepție. Și de aici vine o vorbă în care spune unde nu ajunge lumina, vine doctorul. Da? Fără excepție. Unde vezi iedră blocat tot așa, sunt oameni singuri. Lumina este foarte importantă. Noi oricum intuitiv, ai văzut oamenii când construiesc case, mi-am făcut geamuri aici când bate soarele. Noi oricum o facem intuitiv. Noi intuitiv o facem oricum. Da, uite, vreau să pun să am mai multă lumină, vreau să deschid o să lumina în casă. Care e primul lucru care îl facem când venim acasă după o, două săptămâni plecați? Deschidem geamurile. Să aerisim. Ai o formă de energie, de fapt, aerisi. Ce faci când exact iară, e praf afară, închizi geamurile, blochezi tot? O facem intuitiv. Doar că prin feng shui știi și ce faci ce înseamnă că vine din direcția și așa mai departe și poți să te raportezi, pentru că dacă îți vine ție praf din partea asta și n-ai ce să schimbi cu șantierul, să spunem, nu mai dormi în dormitorul ăsta. Foarte simplu, dormi în living, dacă îți permite. Că nu, acum nu stai să te muți că a făcut un șantier. Dacă îți permite locația, te muți în dormitorul ăla și ai rezolvat ceva. Și atunci acel dormitor este afectat. Nu rezolvi total problema, dar mai diminuezi din ea, pentru că în continuare casa este afectată. I îi povesteam unui, unui tip, mi-aduc și acum aminte, îi povesteam de o situație că îi spuneam întâi, uite într-o zonă acasă, mai ceva care e o scurgere sau ceva, nu știu, infiltrație, nu pot să-mi dau era, era ceva cu apă în perete, nu știu să spun, o e o țeavă spartă, ori, nu știu, ori de la vecin, habar n-am, oricum era o situație destul de ciudată și era atât de reticenți, mi-aduc aminte, atât de reticent. era tipul și stătea și se uita, mai mai să nu spună că sunt nebun. Și la un moment dat plecăm de acolo și îl, el nici măcar n-a vrut să vorbească despre acest aspect și mă sună prietenul lui face, nu vrei să știi ce s-a întâmplat, i-a, plis plâns în perete și a inundat efectiv peretele, i-l a inundat. Și acum, acum, coincidență sau nu, nu știu să spun, dar oricum mi s-a părut foarte tare răspunsul care a venit practic de la univers, să zicem așa, exact infiltrația care apropo el nu o vedea. Pur și simplu i-a pognit de la, la, calorifer și i-a inundat toată zona aia. aia a fost... A, a fost amuzantă pentru mine, ca să zic așa pe ce parte a patului dormi nu este relevant, este vorba de poziția patului. Hai okay. ai să vezi, de exemplu, copiii până la o anumită vârstă au patul lipit de un perete. Că e stânga-dreapta, este irrelevant. Care și aia înseamnă ceva. Dar în momentul în care intrăm într-o relație, avem pat de mijloc. Iar e pe ce parte un stânga sau dreapta nu contează. Contează, contează un cuplu să aibă patul de mijloc. Pentru că dacă ai patul lipit de un perete și dormi doarme un cuplu, cu siguranță unul din ei doi va fi mult mai încăpățânat, va fi mai conservator, mai um, reticent uh, la anumite schimbări, uh, să controleze mai multă relație, poate mai multă gelozie și așa mai departe. Dar pe ce parte este relevant? Contează ca tu patul să-l ai pe mijloc, cât mai pe mijloc. Iar dacă să spunem un om, un, el sau e mai încăpățânat, atunci știi pe ce parte să, să tragi patul mai mult, să iei un pic din energia agresivă. Ideea este să ai grijă la pat, de exemplu, să nu ai o, o grindă, de exemplu, paralelă cu patul, care vine pur și simplu de sus și tai patul în două. Să nu ai, de exemplu, recomandat să nu fie patul, cum sunt paturile twin lipite. Genul de pat la fel nu este ok și ai să vezi că dacă pui două paturi twin lipite, ai să vezi partenerii când dor, tind să evite linia de mijloc, pentru că fie el poate să cadă între saltele, fie așa. și atunci cumva fie se, duce unul, se duc pe o salta sau pe altă, dar păstrați distanța aici. Și e de fapt o situație care se recomandă să nu existe la un pat matrimonial. Sigur că asta nu înseamnă că dacă există așa pur și simplu se despără, dar apar niște, niște probleme în relație. Dacă și-au achiziționat sau construit o casă într-un mediu nefavorabil, variante foarte simplu te emoții. Nu ai ce să-i faci, dar... Aici este partea interesantă. Ce faci dacă abia a construit-o și te cheamă după să-i faci un proiect, el neașteptându-se, de fapt, ce fel de informații îi vei da, și crezând că îi vei recomanda niște obiecte, pur și simplu să le placeze în casă, ce faci atunci? Evident că nu i spui. Pentru că îl dărâmi efectiv să-i spui să se, să, se, să, se, să, se, să se mute din casă, în care el te primește cu zâmbe după buze, entuziast, și tu vii și spui, știi că e casa aici vă despărțiți în casă, mai știu eu ce. Deci, mai are un șoc. Și atunci trebuie să încerci să găsești formula în care să-i dai informația pe ce poate să facă și pe ce nu poate să facă. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți te cheamă după ce au făcut. Am avut situații în care era inclusiv casa perfect mobilată, adică nici măcar nu puteai să muți un pat, că era, era atât de bine făcut, totul super făcut din punct de vedere al designului. Și când îți spui, știi că patul s-a trimis aici, n-am cum. Ok. Hai să încercăm cu asta, n-am cum. Și întreb, eu de ce am Eu nu știu ce să fac. Am venit să ce să constat să constat ceva ce nu putem să schimbăm de fapt. Da, sunt situații foarte ciudate și atunci îți dai seama că ei au înțeles cu totul și cu totul și mă întreabă chiar unii, poți să-mi dai, recomanzi un obiect? Eu pot să-ți recomand, dar nu are legătură cu Feng Shui, eu pot să-ți recomand ceva frumos, eu de din mare și să mai știu eu ce, dar cu siguranță nu are nicio legătură cu un obiect Feng Shui. Știi, și ce mă deranjează și ce mă deranjează, am avut chiar o situație în care am fost la o casă și când am intrat, era plină casă de obiecte. Am avut, am avut un șoc așa, începând de la ușa, de la intrare până nu știu unde. Arăta absolut incredibil. Ziceai că ești într-un magazin chinezesc. Și am întrebat, zic, ce sunt cu astea pe aici, cu obiectele astea? Și a zis, păi nu, că sunt niște, mi-a făcut cineva un proiect Feng și asta nu e proiect Feng Astea sunt niște obiecte care le-ai plasat, pur și simplu nu există așa ceva. Și mi-a zis, nu, nu, că este un proiect foarte frumos făcut și am întrebat atunci eu ce mai caut aici, de ce mai chema pe mine. Eh, ideea este că chiar dacă am ajuns acolo, a fost o poziție foarte mare, că n-am mutat nici măcar un centimetru în tot ce am spus. A rămas prinsă în acele, obi acele obiecte, deși n-aveau absolut nicio valoare, absolut nicio valoare. Da, unele arătau frumos, că pentru. Să le, doar decorativ, atâta, din pur decorativ, dar în rest n-aveau nicio valoare. Și stăm și mă întrebam după ce am plecat, de ce am fost ce-am căutat aici, că n-am înțeles nimic. Am venit. Am venit, ca și cum am, venit, am venit și mi-a promovat, mi promovat un proiect care l-a făcut acum 3 ani, nu s-a întâmplat nimic. Eu vin și spun de fapt că n-au nicio valoare, mă contești în continuare și nu faci nimic. Și am plecat cum am venit, fără să fac nicio schimbare. Bună seara! Am înțeles că pentru prosperitate se pot pune 6 păsări ce zboară. Întrebarea este să zboare spre exterior sau interior? la întrebarea asta m-am dat singur afară din grup pentru că am zis că nu, n-am, n-am știut ce să răspund. M-am închis cu, toată, cu, tot ce am studiat, o efectiv, n-am știut ce să răspund la ce -am întrebare, n-am știut ce poți să spun Aș fi vrut să dau un răspuns ușor ironic, dar n-am știut. N-am știut ce, la ce părți să se referă, părți vii, păr de plastic. Ei au asociat foarte mult Feng shui cu partea de religie, în care pe energiile negative le-au înțeles ca fiind în demoni și chestii de genul ăsta, care la fel nu știu cum să răspunzi la așa ceva când intri într-o casă și confundă un proiect cu aproape cu o slujbă, ca să zic așa, de la biserică sau nu știu ce, demon și așa mai departe și la fel sunt situații în care nu știi cum să reacționezi, efectiv te judeci că ai ajuns acolo și ne-ai pus niște întrebări la început. Mă rog, asta era cu mult, cu mult, în, să spunem la începuturile mele, când nu evoluam din start să văd exact despre ce vorba, mă duceam dintr-un entuziasm la client și după aia mă trezeam, el nu știa ce vrea cu adevărat, eu nu știam ce dorește el și atunci era un conflict foarte interesant și eu eram surprins, el era surprins. Eu eram surprins de ce întrebări îmi punea legat de nu știu ce spirite prin casă și mai departe. El, el era surprins sau ea, după caz, de ce făceam eu. Și atunci ne-am dat seama că de fapt nici nu avea nevoie de deci ce, nici nu ne puteam oferi un, nu puteam să-i ofer o soluție sau un serviciu. Foarte multe, foarte multe cazuri în care, de fapt, vor să audă, să le confirm ceva și pun întrebări pentru care nu sunt pregătiți să afle răspunsul. Spun întrebare cu zâmbet după buze așteptând de fapt să-i confirm ceva și de fapt când te uiți că de fapt nu este așa ce faci. Și atunci ce să faci să le duci cumva când a pus întrebarea potrivită. Da, cu siguranță, în mare parte doresc să, să le confirm ceva. Fie că e vorba de o compatibilitate, fie vorba că să le... o certitudine. Și cu siguranță nu le convine dacă dacă le, nu le spui ceea ce doresc să audă și atunci intervine o contradicție cum că fie te înșeli, fie mi-a spus altcineva avea pregătit un răspuns de la un, un consultant sau un terapeut printr-un alt sistem în care vezi, dar X mi-a spus lucrul ăsta și ceea ce contravine la ce mi-ai spus tu și atunci îl întrebi foarte mult de ce mai mai întrebat. Bărbații sunt mai încăpățânați în ce am văzut. Tot timpul îți găsește o, o explicație la ceea ce îi spui. La orice problemă există o soluție, și sigur că există o, un mod de, de, a, de a, contesta. Și când vin bărbați, de fapt, tot au fost împinși de femei, de iubite, de soții și nu de, Nu știu dacă am avut doi în ultimii sau trei, să zic, în ultimii nouă ani. Nu cred că am avut. De bună voie, mi-aduc aminte, mă întâlnesc cu un tip la un moment dat într-o cafenea și eram foarte surprins să-l văd dar totuși așa, reticent, eram, și nu înțelegeam totuși de ce a venit. Și îi cunoșteam, îi cunoșteam pe iubita lui și la și când a plecat zic, mă zic, eu nu înțeleg de ce a venit, că era, a fost foarte, s au pus foarte mult la tot ce am spus. Uh, era cumva, a venit ca să plece. Și mi-a zis, Pă, da, eu l-am trimis, l-am forțat să vină. Zic, a, ok, am înțeles, a, ceva nu se pupa, zic, cum a venit el și, da. Pierd foarte mult timp în trafic, în făceam la un moment dat un, un, calcul, petreceam, petrec în mașină, în medie, cam 10 ore pe săptămână. Doar în oraș, atât. Este absolut ridicol. Este, nu, nu mai pot. Uneori îmi vine să nu, nu. Ideea este că te gândești să te muți într-o loc, dar oamenii au casele în diferite zone, nu poți să te muți după fiecare. Și atunci stai și calculezi și ai 10 ore pe săptămână care le petreci în mașină, o oră dus, o oră întors, o oră dus, o oră, oră întors, lăsând uneori weekend să spunem uneori. Sunt aproape 40 de ore pe săptămână le petrecute în mașină. Mă scoate din seria asta, nu mai pot. Nu știu, am încercat toate variantele, nu. nu... Nu reușesc să-i să dau de capul ăsta. Nu există coincidență. Coincidențele, de fapt, eu le -o consider o, o formă, de fapt, incapacitatea noastră de a ne explica un eveniment. Nu există, nu există din punctul meu de vedere și din practică, de fapt, că de aici vorbesc, nu, am, nu consider, nu cred că în coincidență, pentru că fiecare, uneori dacă ai observat în trecut, pierdeai un autobuz, merge pe jos o stație și te întâlneai cu cineva. Sau se întâmplă ceva. Sau se întâmplă, te deviază poliția în stânga și acolo se întâmplă nu știu ce lucru și așa mai departe. Nu, sunt, sunt doar niște Cred că sunt niște acțiuni prestabilite, anumite evenimente care trebuie să se întâmple, se întâmplă pur și simplu și noi le numim coincidențe că nu avem explicație pentru ele. La colegii mă deranjează încăpățânarea și faptul că în momentul în care se promovează un sistem anume, tu dacă vii și îți dai cu părerea care contravine acelui, acelui sistem, fără să testeze măcar, Intră într-o contracție foarte dură, pentru că până la urmă eu înțeleg că ceea ce fac este un business, însă nu, nici măcar nu se, se mai deranjează să testeze. Pur și simplu o, o primesc ca o ofensă, cum că vii tu și le, le demontezi o, o școală care presupune să, mă rog, să vin niște chestii, ca să zic așa, și le strici businessul. Ca o energie, nu. În primul rând, obiectele nu, nu sunt generatoare de energie n-au nicio legătură cu... Dacă, dacă tu, ai un, dacă tu locuiești într-o casă, într-un mediu ostil, care să spunem undeva în exteriorul casei, există un șantier pentru următorii doi ani de zile și îți generează două situații foarte... sau de fapt trei. Unul zgomot, praf și o vedere foarte urâtă, doar să-l vezi. Alea sunt trei tipare de energie. Acum, întrebarea mea este foarte simplă și o întrebare retorică. Cu ce mă aștept pe un obiect? Să-mi elimine praful, zgomotul și o vedere urâtă pe geam nu sunt anumite obiecte care, care, dăunează în casă, ci mai degrabă poziția lor, de exemplu, obiecte, tot ce aglomerezi dăunează, ca să zic așa, dacă un, dacă un, dacă un dormitor l-a îngrămădit cu fel și fel de obiecte inutile, cu siguranță dăunează, pentru că nu mai circulă aerul. Ai văzut și când umbli într-un dressing sau intri într-un dressing, se simte că nu are aerul care le are o cameră, este un aer ușor închis. Orice blochează o cameră se poate considera că, este, că e un obiect de dar nu obiectul în sine. Obiectul în sine, ci poziția pentru că este îngrămădit. Același obiect poți să-l muți într-o altă cameră și să nu ce nicio valoare. Dar ca obiect în sine nu dăunează, nu există așa ceva. Că, ce nu putem să controlăm mediul înconjurător? Noi putem să construim acum o casă să fie un feng shui absolut senzațional, iar după 2-3 ani să se dezvolte în așa fel încât zona, încât să-mi dăunez mie foarte mult prin construcțiile haotice din jurul casei mele în care atunci cu siguranță casa devine net nefavorabilă. Ne afectează ca sănătate, ne afectează ca relații, ne afectează ca parte financiară, tot. Absolut, lucrurile care ne dor cel mai mult. Sănătatea, relațiile și banii. Aici ne afectează. Casa este ca o, să spunem, ca, un, ca o barcă. Înțelegi? Ca o barcă. Dacă, dacă am vânt în spate și este un feng shui bun, totul avansează ușor, evoluez foarte ușor în relație. Mă ajută să construiesc ușor, pentru că indiferent cât de bună este casa, nu mă scutește de munca mea uh, cu partenera sau partenerul după caz. Și atunci, casa, dacă, dacă este, are, e un mediu foarte bun, ceea ce îți propui um, se, se întâmplă mult mai repede. Dacă este o stilă, este ca și cum tu mergi cu un, sac de pie cu un rucsac de pietre în spate. Și la un moment dat vei obosi. Da, vin și în primul rând nu înțeleg de ce atrag același tipar. Pentru că există o ciclicitate, adică se desparte, după o perioadă bine, cumva se schimbă, se schimbă, să spunem, numele bărbatului, se schimbă aspectul la situația, rămâne identică și la fel. Fie o înșeală, fie este agresiv cu ea, adică pur și simplu dacă, dacă ar închide ochii spune, aș jura că este aceeași energie. Da, este foarte interesant acest aspect să, să, să vezi cum caută și la fel, de aici ne le de și pentru că în casa în care locuiești atrage același tipar de energie, același și același tipar. Și atunci când te gândești că este numitorul comun, este femeia respectivă, și casa respectivă, e clar că acolo trebuie să cauți, pentru că rezonează cu tiparul acela de bărbat, cumva îl atrage. Pentru că dacă într-o casă în care, să spunem, arată infidelitate, ia cu un bărbat cuminte s-ar plictisi. Nu poate să stea, nu îl atrage, nici nu măcar nu vede. Se duce către un băiat mai rău. Și poți spune de ce. Pentru că aici este energia asta și odată ce schimbi acea energie sau, mă rog, ce se poate schimba la casă dacă nu schimbi casa, nu mai rezonează cu aceea. Nici, nici măcar nu mai simte o atracție. Dar în peste 90% din cazuri vorba de relații. Până la urmă, metafizica asta înseamnă, în definiție spune că sunt acele fenomene care nu le percepem cu simțurile noastre. Dar noi prin metafizică asta chineză învățăm să percepem cu 3 din 5 și anume cel vizual, dacă mă uit la un șantier afară este foarte urât, te deranjează, nu poți să ții geamul deschis că o să vezi ceva urât tot timpul, da? ceva, sau o ruină, să spunem, de exemplu. Doi, un zgomot foarte puternic, constant, gândește să cineva cu un pic tot timpul în fața blocului vreo câteva luni. Efectiv, în nebunie te duci cu capul. Și trei, punem dacă ai avea o groapă de gunoi vis-a-vis -vis, sau la un kilometru și îți bate vântul și tot timpul simt miros. Acum spunem, este la fel o întrebare retorică. Ce obiect mă ajută pe mine să analizez acele. Care, ca și idee, din, din partea din care îmi vine, stânga sau dreapta, putem să vorbim de calitatea bărbatului sau femeii din casă. Și atunci, dacă mie vine din partea dreaptă, să spunem, știm clar că este energia feminină, cu ce obiect pot să contracarez eu acel miros? sau acel zgomot sau acea, acea, imagine urâtă. Ce obiect? Mie mi-ar conveni să știi că e cea mai frumoasă, mi-ar conveni să funcționeze așa, dar sună Harry Potter, pentru că uite, aș vine acum frumos la tine. Și în general ce vrem? Relații, bani, sănătate. Simplu, din trei obiecte te-am rezolvat. Da? Vin cu niște obiecte frumoase și zic ce vrei. Oricum vin cu toate, că zic că chiar dacă îți merge bine financiar, hai să fii și mai bine. Da, tot timpul e loc de mai bine. Dar nu funcționează de ușor. Pentru că după aia dacă ți le recomand obiectele astea, s-ar putea după câteva luni să arunci cu ele după mine. De mediu. Apropo, praf, extraordinar de mult praf, gălăgie și foarte urâtă imagine. Să stai, să deschizi frumos geamul dimineața, să vezi niște bolovan de aia, să-i auzi de la 100 de metri și vezi ca un nord de la de praf constant. Ce poți să faci acolo? Ce obiecte la fel? Poate să mi... Bine, există uite că mi-a venit o idee acum, există o excepție cu obiectele astea. Uite că mi-a venit o idee. Să spunem că, de exemplu, dar nu obiectul în sine cum arată. Uite, mi-a venit o idee. De exemplu, să spunem că stai la gen asta la casă și ai ceva urât care îți vine, știu, ca o stradă sau ceva și îți lovești într-un sector al casei și ai nevoie să deviezi, spunem noi, și spui ca un paravan. Da? Și în general paravanele poți să faci din vegetație și mai departe. Dacă ți-e -ți place un obiect anume, o să spun eu o chestie de aia mare foarte așa, ca să devieze, ca și cum blochezi ceva. Ca și cum ar veni o apă spre tine și tu pui ca un baraj. Acum, barajul la ce formă are sau ce obiect îți place să poți să pui ceva la o scară mare, dacă îți place -se. Dar forma lui ce, ca eu știu ce reprezintă, nu are nicio valoare. Dar eu spun, ok, mie trebuie să-mi blochez din partea asta ceva. Ce pui aici nu mă interesează, pune ce vrei. De exemplu, au fost la uși de la intrare, de exemplu, să deviem ceva și mie ce pot să o jardinieră, poți să pun o statuie, pune ce vrei. Atât timp cât mie îmi blochează sau îmi deviază, poți să pui ce îți place ție. Dar atât, să spunem, asta e singura excepție. Oglinda în dormitor chiar se recomandă când ești tânăr. Oglinda în dormitor poate să une... poate să te sperii la început. Dacă nu ești obișnuit cu oglinda în dormitor, te poți speria noaptea când te trezești. E singura variantă. Speri că te speri de reflexia ta. Însă mă gândeam așa, spune unei domnișoare sau domne să nu ai oglinzi în dormitor. Că s-ar putea să fie un feng și foarte prost pentru tine, pentru cel care îi spui asta. Nu. Pentru... La fel există o confuzie cu oglinda, există o confuzie foarte, foarte mare. Oglinda în dormitor poți să pui singura variantă, să spunem, care poate dă una și soluția asta este extraordinar de simplă. Și aici o să facem iar o, o, să asociem un pic cu un exemplu. Gândește de ce nu dormi cu luminile aprinse că nu putem, corect? Noi când dormim trebuie să fie cumva întuneric, semintuneric, ceva de genul. Ei bine, gândește o oglindă în dormitor dacă îți bate foarte mult soarele și se reflectă lumina, pe perioada zilei se creează un exces, îi spunem noi, de energie yang, un exces de lumină și seara există posibilitatea să ai somnul agitat. Atât. Și atunci mă întreabă cineva dacă să scot oglinda din dormitor. Mă zic, poți să o scoți, dar eu, eu sunt mai practic și merg pe soluții mai simple. Trage draperia și s-a rezolvat problema. La vedete sunt, în general, sunt foarte, foarte multe filtre. Subtilitățile, în general, nu prea le vezi pe, pe internet pentru că sunt foarte multe filtre. Dar chestiile, lucrurile majore le vezi. Adică, de exemplu, când divorțează cineva, asta oricum o vezi. Nu, trebuie să, nu, trebuie, nu, trebuie, nu există filtru pentru așa, pentru că sunt foarte majore semnele. Este imposibil să... Oricum ele sunt dinainte să... Adică ca astea nu trebuie să apară ca să vezi. Un divorț. Există oricum pe față. Da, tot timpul fac, fac lucrul ăsta pentru că îmi place să, să găsesc tipare noi și îmi place cât de mult se, cât, ce, ce sincronicitate mare există în aceste evenimente, pentru că nimic nu este întâmplător. Chiar și ultimele situații, ultimele divorțuri care s-au întâmplat în, în partea asta de persoane publice, m-am uitat și consider că nu, se puteau, nu puteau fi evitate. Pur și simplu așa trebuia să fie și... Dar da, mă uit în special pe față și se văd, se văd foarte ușor. Uite, ai văzut tu când te întâlnești cu cineva că ai spui că ai, ești palid? Da? Tu când ai spus că ești palid la față, tu deja ai citit fața. Ești de acord cu mine? Pentru că ai spus intuitiv, băi, ai, ai ochii sau ai ochii triști ai ochii de nedormit și așa mai departe. Dar exact opusul acestei situații reprezintă partea frumoasă. Când nu ești pad la față, e culoarea ta naturală, când energia circulă foarte ok pe față, de exemplu. De fapt, vorbim și circulația sângelui și așa mai departe, când ai ochii obosiți, oricum o faci intuitiv, toți. De deci ce ești tras la față? De deci ce facem tot sau? Ești posomorât fără să vorbești cu cineva, dar le vezi așa cu fața ploată, da? Asta e o formă de a feței. Și întreb ce s-a întâmplat, În primul întreb ce s-a întâmplat, da? Sau îți intră zâmbind într-o cameră, ce iar ce s-a întâmplat, că intră cu o energie frumoasă. Le facem natural, dar partea asta negativă eu în general încerc să nu povestesc, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să cunoască toate informațiile astea și mi-e ușor, credem partea cu divorțul este, știi cum, în cât timp te pot învăța, dacă ți-e în 10 secunde. Atât, 10 secunde mi-a să spun. Dar, ce faci? Uite, te, te, te duci, te căsătorești, nu știu, când și. Așa. Vedem un semn. Da, și ce facem după aceea, știi că se vede semnul pe față și urmează să divorțezi. Ce o să faci, sincer? Te cer de soție și, în loc să trăiești frumus, frumusețea aia din, din perioada respectivă, sau ziua anunții care ți-ai propus-o și poate de mică ai visat la o rochie de mireasă și știi că ți a spus un nebun când că vei divorța. Ești programată oricum. Dar, așa, faptul că nu cunoști informația asta, îți trăiești pe deplin. Uh relație amund respectivă Turn the base up